între stimul și răspuns. Încă de când ne naștem, până la vârsta maturității, până la bătrânețe, cu toții avem parte de ceea ce se numește stimul. Adică, acei factori, sau mai bine spus, acele persoane, începând de la părinți, până la profesori, până la șefi, până la prieteni și așa mai departe, sunt acele persoane care nouă ne generează acei stimuli. Ce sunt stimuli de fapt? Stimulii sunt practic acele lucruri, acele tipare mentale care se formează în mintea noastră, adânc subconștient, și care pe noi ne fac să ne gestionăm caracterul într-o așa măsură încât ne formăm și ne dezvoltăm. Înseamnă o multitudine de lucruri și tipare mentale care nouă ne dezvoltă caracterul, fie în direcții bune, fie în direcții rele. Acum, ce se întâmplă când ne lăsăm foarte influențați de stimul negativ, ca să spun așa? Sunt de două categorii, negativ și pozitiv. Când ne lăsăm influențați de stimuli negativi, devenim, bineînțeles, persoane reactive, persoane care tot timpul aruncă vina pe cei din jur, dacă este urât afară, la fel se vor plânge, dacă ceva nu le merge bine, la fel se vor plânge, și așa mai departe. Dacă însă ne dăm seama de stimuli pe care îi avem și conștientizăm faptul că nu ne sunt de un real ajutor și dorim să facem o schimbare, dorim să facem parte din acea categorie, din acel grup de oameni care au făcut o schimbare, care s-au dezvoltat, care au mers pe un drum al fericirii, al bunăstării și al succesului și al independențelor, bineînțeles, când dorim să facem toate astea, poate noi venim dintr-un mediu care ne-a forma niște tipare nu tocmai bune, ne-a dat niște stimuli care ne provoacă la rândul nostru un răspuns nu tocmai ok. Răspunsurile noastre pe care le dăm, fie ca răspuns la o întrebare, aș putea spune, adresată de prieten, coleg, șef și așa mai departe, fie ca răspuns la un eveniment sau la o întâmplare, este dată de stimuli cu care noi am fost clădiți. Și de aici și faptul că orice întâmplare, dacă de exemplu ai produce o întâmplare unei persoane de unde s-au făcut și foarte multe experimente sociale, o să vezi că multe persoane răspund în mod diferit. Fie prin vorbe, fie prin fapte, cu toți avem un mod diferit de a răspunde. De aici pleacă răspunsul nostru, de la stimulii pe care i-am avut din trecut. De aici pleacă și caracterul nostru ca persoană, de la stimulii pe care îi avem din anii precedenți. De aici pleacă răspunsurile noastre. Dacă noi vrem să facem parte dintr-un anumit grup de persoane, persoane proactive, și ne avem niște stimuli care ne fac să dăm niște răspunsuri nu tocmai ok, care nu sunt ok pentru acel grup, pentru că, na, știți cum e, oaia neagră într-un grup de oi normale. Noi trebuie să ne cultivăm și să ne dăm un reset la minte, trebuie să ne cultivăm alți stimuli, alte tipare mentale. Cum putem face asta? Prin propria noastră voință. Prin propria noastră voință avem libertatea de exprimare, libertatea de a alege. Dacă noi nu cunoaștem altă modalitate, trebuie să ne reschimbăm tiparele mentale, să ne însușim alți stimuli. Trebuie să învățăm de la acele persoane din care vrem să facem parte, decât să critici persoanele care au succes, care au bani și așa mai departe, acele persoane care au muncit și au ajuns acolo unde sunt, acele persoane sunt deschise și sunt genul de persoane care probabil te vor pofti lângă ele. Sunt genul care nu te vor refuza și îți vor spune exact ce și cum au făcut. Depinde de la caz la caz, depinde de la afacere la afacere. Nu spun că toate vor fi la fel de deschise, dar majoritatea pot fi, dacă cunoașteți și cazuri care nu sunt, asta este cu totul altă poveste, dar nu vom vorbi despre genul acesta acum. Acum, important este ca noi, având libertatea de exprimare, având partea de conștientizare, de imaginație, de conștiință morală, de voință independentă, aici noi avem libertatea de a alege, libertatea de a ne realege răspunsul pe care vrem să-l dăm unui eveniment, unui eveniment. Depinde acum ce se poate întâmpla, dacă e ceva ce nu prea poți să vezi altfel lucrurile decât așa cum sunt, un deces, un faliment, un eșec, o căsnicie distrusă și așa mai departe,
Sunt lucruri pe la care majoritatea oamenilor nu pot decât partea nasoală. Noi nu vorbim despre genul acesta de lucruri acum, vorbim despre lucrurile din care putem avea ceva de învățat, lucrurile normale. La muncă, la școală, în viața normală, profesională, personală și așa mai departe. Vorbim de lucruri de genul, nu de lucruri la care nu prea poți să vezi decât partea nasoală. Acolo sunt cazuri discutabile de când e lumea. Acum, noi avem libertatea aceasta de exprimare. Putem și numai prin voință să ne schimbăm, putem să ne resetăm, putem să ne schimbăm tiparele mentale, caracterul și așa mai departe. Și putem ajunge încet încet să devenim cea mai bună versiunea noastră și dacă vrem putem alege să intrăm în grupul acela de oameni fericiți, pozitivi și entuziași care și au situații, să nu crezi că ei nu au situații, au situații. Nu există om fără situații, ca să nu zic probleme în lumea asta. Singura diferență este că ei ori s-au născut, ori și-au cultivat, ori și-au recultivat acei stimuli și au învățat cum să răspundă mai pozitiv lucrurilor care în mod normal, pe ghilimele normal, pe cei reactivi, pe cei care au fost învățați să răspundă într-un sens mai puțin plăcut acelor evenimente, i-au învățat să răspundă pozitiv. Au învățat să nu se lase afectați, au învățat să-și cultive niște principii care nu-i vor lăsa să le distrugă mintea și închichiri viața, pentru că o minte distrusă înseamnă o viață distrusă. Chiar dacă uneori îți va fi greu, chiar dacă uneori poate ține să răbufnești, poate chiar dacă uneori ține să înjuri, să iei la bătaie și așa mai departe, că ăștia nu sunt altceva decât stimuli cu care tu ai fost clădit, stimuli care sunt adânc în mintea ta subconștientă și care fără a-ți da seama ei te controlează, ei te fac să răbufnești la fel cum ai văzut și tu. Poate la cel mai bun prieten, poate la tată, poate la mamă, nu se știe niciodată. Exact așa ai învățat și tu și ai luat acel exemplu crezând că este bine, dar realitatea este că nu. Și care te poate costa. Degeaba vei crede să-ți cauți dreptate. Dreptatea, mai devreme sau mai târziu, se va face singură. Mai devreme sau mai târziu, roata se va întoarce. Mai devreme sau mai târziu, cei care te-au rănit, fără a le face nimic, vor fi loviți, fără ca tu să faci nimic, și te vei uita pur și simplu, ca simplu spectator la ei. Se vedea cum ei sunt loviți de soartă, de Dumnezeu, și poate chiar vei fi pus în situația Gasperaro. Eu am trecut prin așa ceva. Practic, asta avem de făcut. Să ne cultivăm prin voință, prin putere, dacă asta este dorința noastră, dacă ne dorim să facem parte, nu să criticăm acei oameni. Noi ce facem? De ce criticăm? Și noi ne dorim ceea ce au ei. Diferența este că ei au muncit și au căzut de 11.000 de ori, pe când noi doar de câteva ori sau poate chiar de rău și ajungem să criticăm pe alții, că au furat, că au făcut, că au dres. Astea sunt lucruri care pot să spun că vin de la părinții noștri. Că ne învață, lasă că nu e bine, lasă că a făcut, lasă că a făcut ilegalități, știi ceva? Dacă obții bani mulți, nu înseamnă că faci neapărat ilegal. Dacă obții bani mulți și nu ești căutat de poliție și nu apar la televizor și așa mai departe, înseamnă că nu ai făcut o ilegalitate. Să ai hateri este ceva normal. Dacă nu e oameni care zic, bă, m-a furat, bă, mi-a luat banii, bă, n-am făcut nimic, bă, nu știu ce, și automat se intervine și poliția și așa mai departe, înseamnă că tu nu ai făcut lucruri ilegale, tu ai făcut lucruri perfect normale. Asta este diferența dintre a face bani ilegal și a face bani legal. Și asta este diferența dintre o victimă și un hater. Victima e celui care i s-au furat bani și ajunge să facă plângere penală și ăla să fie cercetat și căutat și așa mai departe, dat în urmărire. Și o persoană care pur și simplu nu suportă, la fel, tipologia mentală, nu suportă celălalt și ajunge să-l hate-uiască crezând că, Doamne, el a făcut, a furat și adres. Cu toate că nu este deloc așa, are și pile la poliție, nu știu ce, să fim serioși. Poți să ai câteva, dar nu cred că dacă vei continua să faci același lucru, vei putea scăpa definitiv. Adică să dai prosteală 2-3, mai merge, dar să dai prosteală în continuu, nu poți trăi așa toată viața. Nu ești Pablo Escobar. Chiar și el și-a găsit sfârșitul la un moment dat. Pentru că legea nu i-a mai permis, a ținut-o cât a ținut-o. Dacă vrei să vezi să-mi faci bani cinstiți, indiferent de țara în care te afli, poți.
Dacă ai o mentalitate care nu-ți permite asta și vrei cu tot din adinsul o schimbare, va fi greu, va fi foarte greu. Așa este și în viață, dar niciodată nu va fi imposibil. Vei putea. Ce trebuie să faci? În primul rând, găsește persoanele pe care ai nevoie și între timp poți să faci anumite schimbări. După ce le vei găsi, roagă-le să te învețe ce au făcut, ce au schimbat și cum te pot ajuta. Te asigur că dacă sunt acele persoane pe care tu le cauți și de la care ai ce învăța, te vor învăța cu cel mai mare drag și îți vor spune exact ce trebuie făcuți. Cum am spus, în funcție de stimulii pe care avem, vom învăța să dăm răspunsuri la diferite evenimente, la diferite lucruri, la diferite chestii ale societății. Vom învăța să dăm răspunsuri. Pentru că lucrurile, în general, nu au încărcătură fie pozitivă, fie negativă. Noi, lentilele pe care le avem, cu care am fost clădiți, cu care am fost crescuți, cu care ne-am fost îndoctrinați, cu care ne-a fost format caracterul, ele sunt cele care ne fac să vedem lucrurile bune sau rele, sau să vedem și partea bună care există. Și partea plină a paharului. Da, există și o parte bună în fiecare eveniment al vieții. Bun sau mai puțin bun, ca să zic așa. Ce vei face de acum încolo? Vei lua o decizie să devii proactiv, să faci ceva pentru viața ta, să nu mai depinzi de alții. Să fii dependent este ceva nasol, pentru că mereu vei depinde de cineva. Să fii independent, independența se împarte în două categorii. Independența de părinți, de bani și așa mai departe. Să fii asta se numește independență parțială. Independența totală înseamnă să fii independent de absolut oricine și orice, să-ți permiți orice, acolo într-o limită. Inclusiv independența financiară. Independența financiară începe de la 2.000-2.500, 3.000 de euro în sus, fără datorii. De acolo începe independența financiară. Și mai avem ceea ce se numește interdependența. În momentul în care tu înveți să delegi pe altcineva, un manager, poate un recrut de-al tău, un parteneriat, niște oameni, îi delegi să facă ceva ce știi și tu să faci, și tu să stai pe bar și ei să muncească, să-și iau o parte din câștig și pe mai mult să te liniștești, să călătorești, în momentul ăla tu ai atins pragul interdependenței. Iar interdependența intră la capitolul victorie publică. Ca să ajungi la capitolul victorie publică și să ai oameni care să facă tot dragul din toată inima, să muncească pentru tine și să câștige și ei și să-ți aducă și ție profit, trebuie în primul rând să te schimbi tu ca persoană. Și de aici pleacă totul. De la stimuli pe care îi ai, de la voința autonomă pe care o ai, schimbările pe care vrei să le faci și răspunsul pe care tu îl vei da pe viitor, evenimentelor și chiar și oportunităților. Pentru că dacă știm să le vedem, lumea este plină de oportunități. Singura care face diferența este persoana noastră și răspunsurile pe care le dăm. De ce unii câștigă și alții nu? Este exact același răspuns. Între stimul și răspuns. Depinde de tine ce vei face de acum încolo. Sunt multe personalități pe YouTube care dau din timpul și din energia lor care să învețe. Sunt multe cursuri și ieftine și mai scumpe chiar și gratuite. Sunt multe cărți pe piață. În momentul de față, aceste cursuri, aceste persoane și chiar și cărțile reprezintă cu o investiție mică cea mai mare bogăție pe care tu o poți dobândi ca persoană. Cum poți ajunge să înveți despre bani și așa mai departe? În primul rând învățând despre cum să te schimbi tu ca persoană. Dacă este nevoie de o schimbare, fă-o. Mulți spune, a, păi altcineva mă respinge, a, păi nu mă vrea așa ca caracter, a, păi de ce să mă schimb, a, păi de ce nu știu ce, stai puțin. Două caractere diferite care vor să se unească sunt ca două lumi diferite. Dacă una nu învață să lase de la cealaltă, astfel, cât să fie, nu e mai degrabă să cedeze cineva, lasă că-l acceptă așa cum e din milă, din silă, nu se face așa. Tu trebuie să faci anumite schimbări, așa cum și persoana de lângă tine, dacă o place așa cum e bine, dacă nu trebuie să facă 2-3 schimbări. Asta ține mai mult de înțeles. Fie că vorbim de relația părinte-copil, fie că vorbim de relația bărbat-femeie, fie că vorbim de relația patron-angajat. Fiecare trebuie să învețe să lase câte un pic de la el, astfel încât să se ajungă la o înțelegere. Și acea mică înțelegere, acea mică diferență, diferențele mici vor face lucrurile mari. Cea mică diferență va face un lucru foarte mare.
o producție incredibilă. La fel, stimul și răspuns. Cât de departe vei ajunge, unde vei ajunge, cum vei ajunge, în cât timp vei ajunge, totul depinde de tine. Totul conține de stimuli pe care gândește-te la evenimentele sau întâmplările pe care le-ai avut, ce răspunsuri ai dat, poate ție ți se păreau logice, dar dacă au plecat în defavoarea ta, cu siguranță că au plecat de la tine și de la persoana respectivă. Ea pur și simplu nu i-a mai convenit ceva, n-a mai suportat, n-a mai putut să lase de la ea, chiar dacă ar fi vrut să lase să ajungă la o înțelegere, n-a mai rezistat și a zis, mai bine plec. Unde vei ajunge, depinde doar de tine. Și ține minte. Totul se află între stimul și răspuns. Între cele două se află un singur lucru. Puterea și voința cu care tu vrei să faci această schimbare.